să vedem pentru nativii gemeni, putem spune că aceștia se adaptează din mers în această perioadă noilor situații. Acest fenomen de lună plină pe axa 6-12 pentru ei vine cu foarte multă intensitate sufletească și empatie, compasiune. Practic, ar trebui să vadă lucrurile dintr-o perspectivă a subconștientului, dintr-o perspectivă subtilă. Este o zi în care gemenii sunt puțin mai apatici decât de obicei, pentru că au niște trăiri interioare foarte speciale, nu îi lasă destinul altfel. Asta nu înseamnă că zilele următoare nu își revin și vor fi destul de centrați și concentrați pe afaceri și pe tot ceea ce au de rezolvat, pentru că sunt destul de multe schimbări neașteptate pe care Uranus le impune și în continuare le solicită atenția. Sigur, dar să spunem că acest fenomen de lună plină pentru gemeni, având loc pe casele 6-12, pune puțină ordine în trecutul lor. Ei poate că sunt în preajma, știu eu, azi, mâine, două, trei zile, sunt mai visători, nu în sensul în care visează despre viitor, ci în sensul în care se întorc în trecut, revizuie evenimente din trecut, poate din copilărie, poate beneficiază de timpul acesta liber de weekend și își aranjează pozele, amintirile, poate că reiau legătura cu persoane, știu eu, foști colegi de liceu sau rude cu care nu au mai vorbit de mult, persoane cu care sunt legați din punct de vedere emoțional. Sau, însă ideea este să elibereze ceva emoțional legat de trecut. Aș putea spune că putem să dăm și o interpretare altfel a ceea ce ai spus, și anume faptul că această trăire interioară dată de fenomenul de lună plină care are loc pe casa 6-12 îi face pe gemeni să aibă un astfel de impact emoțional, să perceapă lucruri pe care până acum le percepeau într-un anume fel. Acum exact. Le percep cu totul deosebit, nu distorsionat, mare atenție, ci deosebit, și parcă se anulează timpul, spațiul, totul în jurul lor și devin centrați pe acel tip de experiență care le apare din senin în universul lor interior, pe care poate ceilalți din exterior nici măcar nu o percep. Poate fi o amintire, cum spuneai, din trecut, din copilărie, din tinerețe, dacă sunt tineri, o amintire care le-a impactat foarte puternic sufletul și pe care o trăiesc cu o intensitate aproape similară trăirii autentice da. Din acel exact. Moment. Deci o zi foarte specială pentru ei, mai ales cu atât mai mult cu cât fenomenul de lună plină se întâmplă pe două zodii foarte puternice din punct de vedere al trăirilor emoționale, exact. Taur-Scorpion. Să menționăm despre gemeni totuși că au aspecte extraordinar de bune pe casa muncii, pe casa responsabilităților, pe casa serviciului social, pe casa programului zilnic. Iată că la începutul săptămânii va intra și Venus aici și le va aduce o altă energie, o altă bucurie de a participa la viața lor de zi cu zi, și în special este bucuria poate a lucrurilor mărunte, că vorbim de rutină. E adevărat că se pot pierde puțin în această bucurie, pentru că Venus și Jupiter pe casa a șasea, care are legătură și cu îngrijirea personală și cu alimentația, îi poate duce la excese. Știm că este activă și această luna plină activează Taurul, care este pofticios, senzorial și supus dorințelor, iar cu Venus și Jupiter pe casa alimentației, atenționarea pentru ei este să nu facă excese. Dacă reușesc să-și mențină un comportament adecvat vis-a-vis de sănătatea lor, este și o casă a sănătății, dacă reușesc să nu facă excese nici în domeniul, știu eu, atribuțiilor pe care și le asumă vis-a-vis de colegi, să preia sarcini care sunt foarte optimiști datorită lui Jupiter în activitățile lor zilnice, și Jupiter inflamează puțin, poate să le pună de bună voie în spate mult mai multe lucruri pe care nu ar fi cazul să le facă, ei le fac din generozitate, așa din bunăvoință. Și vorbim despre cea mai mare planetă până la urmă a sistemului nostru solar, care impactează atât de puternic semnul lor pe această casă a muncii. Tot ceea ce au economisit, tot ceea ce au acumulat prin efort susținut, acum putem spune că dă rezultate concrete. Există acel Uranus prin natura lui, chiar dacă este un vizionar, dar are și o natură ușor
inconstantă pe care ei o resimt fiind chiar în domiciliu pentru nativii gemeni, acest Uranus, poate da o teamă irațională care le dă de gândit. Li se poate părea că nu pot apuca, că nu pot atinge anumite lucruri sau că pot apărea anumite încurcături în care vor fi atrași. Toată această senzație de teamă trebuie înlăturată, pentru că nu neapărat că este o iluzie, dar nu este neapărat, nu are o componentă reală. Este mai mult o părere tipic uraniană, nu are neapărat legătură cu realitatea. Mergem mai departe.